Domnul pentru becuvioasa Maică Stareță, Monahia Andreea, din mână cu toată orșea Sfintei Mănăstirii acesteia, și pentru casele sigeretelor de toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Pentru frații noștri, preoții, mânahilor, diaconi, diaconi, mânași și mânahii, și pentru toți și întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și puterea pomeniții chitului Sfântului locașului acestuia, și pentru toți și mai dinainte dormiți, părinți și frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutine dâni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și rătarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, viețuitori, închinători, ostenitori, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și domnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă domnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Unitatea de credință și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu s-o dă. Iasă-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Credincioșii se adună formând cete creștinești. Credincioșii se adună formând cete creștinești pe pământ și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i Tale cele de taină? Astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare-ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisit mă ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta.
nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu Sfintele tale taine, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Cei care v-ați pregătit pentru împărtășanie și copilașii până la 7 ani, să poftiți. S-a schimbat la față înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicei Sale, ale Sfântului Ioan, gură de aur arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei liturghie am săvârșit-o, ale Sfântului Apostol Matia, a cărui pomenire o facem, ale Sfântului Arhanghel Mihail, ocrotitorul Sfintei Mănăstirii acesteia, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Îndemnul era acesta, ca privind în sus la Mihai voievod viteazul, care a fost martirizat pe 9 august 1601, deci acum 410 ani, privind în sus la el, să îi imităm virtuțile. Și ce virtute mai importantă? Credința, rugăciunea și vitejia în luptă cu răul. Aceste 3 virtuți, să le duceți acasă. Credință puternică, duh de rugăciune și vitejie în luptă cu păcatul și cu răul.